Penthouse în Asmita Garden de 575.000 de euro. Mulți dintre voi poate nu știți, dar noi specialiști îl știm ca blocul care se scufundă în Nămol. De ce? În urmă cu ceva vreme am avut în mână niște documente prin care regele Ferdinand împroprietărea țăranii cu aceste loturi de teren și acolo apare teren lăștinos. Dacă știți un pic de istorie, cum a fost mănăstirea Curtea d'Argeș făcută, ce se zidea ziua, se dărâma noaptea. La fel, blocurile de pe Văcărești, de pe stânga, cum mergem spre Unirii, se umpleau de apă, fundațiile, noaptea, pentru că acele terenuri sunt mlăștinoase. Probabil, aici sunt niște probleme. La acest anunț, imaginea reprezentativă nu este cea mai adecvată. Aș fi pus o imagine în care să se vadă toate blocurile din complex. Ca primă poză și o imagine de zi, nu una de noapte, în care mai mult se vede artera și în capăt văd Samplața. Avem o greșeală foarte mare. Etajul este descris ca 17 din 17. În text avem etajul 7 plus 18. Asta ar fi un mare avantaj dacă ar fi fost prezentat ca penthouse duplex, da? Pe două niveluri. Multă lume confundă. Când prezintă o vilă duplex, ea nu se referă la faptul că sunt două, da? Acelea sunt locuințe cuplate în calcan. Duplex se referă la faptul că sunt pe două niveluri, da? La fel cum dacă vrei triplex, faci pe trei niveluri. Chiar am construit niște imobile la ultimele trei niveluri pe triplex. Etajul 15, 16 și 17. Pentru un imobil de 575.000 de euro, descrierea este foarte sărăcăcioasă. Nu poți să pui 10 rânduri la o astfel de proprietate care este extrem de generoasă ofertantă. Nu pui la un penthouse compartimentare semi-decomandat. Este clar că semi-decomandat înseamnă că treci printr-un living, nu înseamnă că orice vilă este semi-decomandată, că treci prin living. Dă-mă dracu de aici. Dacă vreți să vindeți o proprietate în sectorul 4 sau în Popeșile Ordeni, mai bine veniți la premier și vă facem niște anunțuri care vor capta atenția și clienții pentru proprietatea dumneavoastră.